dată vă spun bună ziua. Bună ziua. Și bine ați venit la noi. Și pentru că așa e normal, indiferent că suntem 1, 100 sau 1000, în momentul când începe o activitate care este legată de o dezbatere, de o colaborare și transcede în mod direct naționalul, mi se pare corect să începem cu ascultarea măcar a unui strofe din imnul național. Așa că vă invit să ascultăm împreună imnul național. Vă mulțumesc frumos, vă invit să luați loc.
Haideți aici, vă rog. Haideți aici. La întâlnirea de astăzi cu reprezentanții diasporei veniți acasă și bun venit acasă, participă așadar cel care vă vorbește, primarul municipiului Roman, viceprimarul municipiului Roman, domnul Lucian Micu, va ajunge în curând și deputatul Mugur Cosmanciuc, care este în drum de la Iași spre Roman și l-am invitat în mod special să vină la această întâlnire. Participă reprezentanți din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului pe diferite domenii de activitate. Am gândit această întâlnire pe mai multe paliere de discuții. Și după momentul oficial în care am ascultat imnul României și imnul municipiului Roman, mi-am propus să vă prezint o parte din proiectele realizate în municipiul Roman în ultima perioadă, în ultimul an, un an și jumătate, să spunem, un an de la plecarea dumneavoastră, în general, din perioada estivală. Apoi, câteva probleme legate de organizare, de colaborare și cum înțelegem noi să venim în sprijinul romașcanilor plecați în alte părți, atât în plan instituțional cât și în plan economic. Manifestări pe care le avem organizate în această lună, în fiecare an am organizat întâlniri și manifestări dedicate romașcanilor, atât celor care locuiesc în municipiul Roman, dar în special celor care vin din alte părți. Pentru că eu sunt convins că oricât de bine ar fi în altă parte, oricât de bine va simți, întotdeauna dorul de casă, întotdeauna acele legături invizibile, dar foarte puternice, de suflet, de minte, de inimă, vă readuc mereu și mereu într-o realitate poate trecută, a momentului când v-ați născut, ați copilărit, ați învățat și ați trăit în Roman, conjugată cu viața pe care o duceți astăzi în diferite zone ale lumii. Și sigur că acest lucru este unul care ține de dezvoltarea personală, de dezvoltarea familială, dar ține și de comunitate, ține și de faptul că vă simțiți că aparțineți acestei comunități și acest lucru pe mine mă bucură foarte mult. Am văzut zilele trecute mai mulți sportivi care sunt români, care participă la olimpiadă, care s-au format sau se pregătesc prin diferite colțuri ale lumii, și care spun că oriunde ar lucra, oriunde ar trăi, este un loc pe care îl respectă. Dar inima și sufletul, dragostea, rămâne acolo unde s-au născut și că, indiferent de ce s-ar întâmpla, rămân români. Pe mine m-a bucurat foarte mult această declarație, iar faptul că dumneavoastră sunteți azi prezenți aici îmi confirmă acest lucru. Mergând mai departe, noi am încercat an de an să purtăm dialog, atât fizic în luna august, dar și prin intermediul sistemelor moderne de comunicație, fie că e telefon, fie că e mail, fie că e Facebook. Am avut mereu discuții, am avut mereu adresabilități, astfel încât contactul să fie unul viu și de cele mai multe ori constructiv. Aș vrea să vă informez cu privire la unele lucruri care s-au întâmplat în ultima perioadă, în ultimul an, un an și jumătate. În municipiul Roman am reușit să finalizăm reabilitarea ocolitoarei Roman Vest, cea care leagă de la poarta sud, de la podul care traversează râul Moldova, până la ieșirea în E85, în zona parcului municipal. O reabilitare, o redimensionare și o modernizare.
a acestei ocolitoare, aici intrând și modernizarea trotuarelor, rețelelor de apă, canal, iluminat, lărgire a spațiului rutier. De asemenea, a fost finalizat în acest an construcția unei noi centuri ocolitoare, a ocolitoarei Roman Est, cea care face legătura dintre podul de la Gâdinț, peste Siret, și iese prin strada Plopilor în E85, în zona de Dedeman. Este o arteră care leagă, dacă vreți, partea de est cu partea de nord a municipiului Roman, pe relația Vaslui, Iași, respectiv Suceava. Sunt două artere importante, modernizate, una construită de la zero, care aduc un plus prin faptul că tot în această perioadă s-a finalizat și infrastructura pentru master planul de gunoi. Un master plan care s-a desfășurat sub tutela Consiliului Județean. Din păcate, el nu funcționează în momentul de față, fiind în procedură de licitație a operatorilor. Iar cei care licitează, după cum știți și dumneavoastră, de cele mai multe ori se contestă, se dau în judecată și creează astfel perioade de inactivitate, de nefuncționalitate. Cu toate că infrastructura este finalizată, noi așteptăm cât de repede desemnarea prin licitația unui operator care să poată să treacă la acest sistem modern de gestiune a deșeurilor menajere. În cadrul acestui sistem, acestei infrastructuri de gunoi, în partea de nord a orașului, în proximitatea fabricei Cersanit, fabrica de obiecte sanitare, cunoscută sub vechea titulatură de fabrica de cărămidă, se află stația de colectare, selecție și transfer, zona Roman-Cordun, care va deservi întreaga zonă Roman-Metropolitan, ceea ce înseamnă municipiul Roman și 26 de comune. Inspirația a fost cu atât mai mare atunci când am început construcția acestei artere ocolitoare Roman Est, pentru că la vremea aceea nu se discuta încă de amplasarea acestei stații de transfer în zona de nord a municipiului Roman. Spuneam că a fost cu atât mai inspirată construcția acestei ocolitoare pentru că altfel, tot gunoiul care ar fi venit din comune, mai ales din zona de est, de peste Siret, ar fi trebuit să traverseze municipiul Roman în întregime. Ceea ce ar fi adus un major disconfort romașcanilor, drept pentru care finalizarea acestei centuri ocolitoare aduce un plus prin faptul că întreaga deplasare a mașinilor care gestionează gunoiul menajer se va face pe această centură și prin interiorul orașului. De asemenea, în ultima perioadă, marele străzi ale orașului care asigură scheletul, dacă vreți, rutier al municipiului Roman, au fost reabilitate. Și mă refer aici la Bulevardul Republicii, la strada Smirodava, la Bogdan Dragoș, la Mihai Viteazul, la strada Primăverii, la Isplazului. Și le-am enumerat aici pe cele mai lungi și pe cele mai importante din punct de vedere a densității traficului. Pentru că pentru noi fiecare stradă și fiecare alee din municipiul Roman este importantă, dar întotdeauna trebuie făcută o prioritizare a abordării reabilitărilor. Pentru că, așa cum știți și dumneavoastră, fondurile sunt limitate. Iar primăria a pornit cu un buget din care trebuia să gestioneze anumite activități, iar pe parcurs multe alte activități s-au descentralizat de la nivel guvernamental, cum ar fi învățământul, care a fost dat în responsabilitatea administrației publice locale, dar fără a se descentraliza și sume de bani, adică tot din bugetul local. La fel, poliția, pe ordine publică, pe urbanism, pe comercial, pe rutier, a fost dat un segment important în atributul primarului, dar ea a fost descentralizată ca activitate, dar nu și ca fonduri bugetare.
venind să se financeze tot din bugetul local. De asemenea, Direcția de Evidență a Populației, care ținea de Ministerul de Interne și era finanțată de acolo, a fost descentralizată sub competența primăriei, dar fără a fi descentralizată și sursa de finanțare, adică tot din bugetul local. La fel s-a întâmplat și cu sănătatea. Spitalul Municipal de Urgență a fost descentralizată această activitate venită în suportul primăriei municipiului Roman, dar fără a veni să compenseze și elementul de cheltuială pentru această activitate. De altfel, pe această linie, Romanul, din punct de vedere a finanțării, este mai defavorizat decât Piatra Neamț, pentru că dacă la Piatra Neamț spitalul a fost descentralizat ca activitate și a venit în subordinea Consiliului Județean, care suportă finanțarea, la Roman a venit în subordinea primăriei. Adică la Piatra Neamț primăria nu are o astfel de problemă să aibă grija spitalului din municipiul Piatra Neamț. Pe când la Roman e venit direct în atributul primăriei. Vreau să spun că toate aceste elemente de activitate care au redimensionat munca noastră nu ne sperie ca și activitate. O facem și zicem noi că o facem mult mai bine decât o făceau ceilalți care o aveau la nivel centralizat. Pentru că și spitalul și școlile și evidența populației și poliția locală au înregistrat progrese semnificative. Atât din punct de vedere cantitativ și a infrastructurii care s-a redimensionat și s-a modernizat, dar cât și din punct de vedere al calității pe care încercăm, o monitorizăm și fiind mult mai aproape de evenimente, de activități, putem să fim mult mai rapizi în luarea unor decizii față de momentul în care ele se aflau direct în sub tutela guvernului. De asemenea, parcarea etajată de la Piața Mare, tot în acest an a fost dată utilizării și se poate vedea că în permanență mașinile își caută locul acolo, deci utilitatea a fost deja demonstrată. Tot în acest an am început asfaltarea cartierului Nicolae Bălcescu, care știți că provine din comuna Carol I, care s-a unit cu municipiul Roman, având o situație, o stare de fapt mai mult apropiată ceea ce înseamnă mediul rural. Noi am încercat să redesenăm, să redimensionăm această parte a municipiului Roman, cartierul Nicolae Bălcescu, și tot în acest an am finalizat partea de apă și canal în cartierul Nicolae Bălcescu, pe toate străzile fiind trasă apă și canal, iar acum am început partea de asfaltare. De altfel, în această toamnă va fi finalizată și redimensionarea, consolidarea și modernizarea stației de epurare din Roman. Stație care va fi mult mai mare, mult mai puternică și eficientizată, astfel va putea să preia o parte din apele uzate ale comunilor din jur, dar și noile cartiere din municipiul Roman care s-au racordat la apă și canal, cum ar fi cartierul Nicolae Bălcescu, despre care tocmai vă făceam vorbire, dar și cartierul Petru Rareș, cunoscut sub denumirea cartierul Lipovenesc. De asemenea, și acesta a fost în acest an finalizat din punct de vedere a rețelei de apă și canal. De asemenea, tot în acest an ne-am preocupat de modernizarea cartierului Mihai Viteazu. În cartierul Mihai Viteazu am redesenat alei, am redesenat locuri de joacă, am redesenat parcări și când spun redesenat nu mă refer doar la proiectarea lor pe hârtie, ci și realizarea lor faptică în teren. Amplasarea de bănci, de coșuri de gunoi, astfel încât și cartierul Mihai Viteazu să fie comparabil din punct de vedere al accesibilității, al condițiilor, cu celelalte cartiere din municipiu. Și a fost o preocupare acerbă în prima jumătate a acestui an vis-a-vis de cartierul Mihai Viteazu. De asemenea, am modernizat cimitirul Eternitatea.
aleile din cimitir, montare de bănci, iluminatul cimitirului, gestionarea deșeurilor din cimitir a adus un plus. Și aici, atât din Roman, dar și a romașcanilor din străinătate, care au venit cu ocazia și a momentelor triste, pentru că viața ne este, dacă vreți, conturată de elemente care țin de voința noastră, dar și elemente care nu țin de voința noastră. Și de obicei, momentele triste nu țin de voința noastră, dar din păcate se întâmplă și acestea. Primind foarte multe aprecieri vis-a-vis de reabilitarea cimitirului Eternitatea, după ce a fost modernizat monumentul de la poartă, după ce au fost modernizate capelele, gardul, am modernizat iluminatul public. În această vară am modernizat așadar și aleile, s-au montat bănci, coșuri de gunoi, astfel încât cimitirul să aibă o nouă față. De asemenea, am înființat un nou cimitir în cartierul Nicolae Bălcescu, cimitirul Sfântul Ilie, care este în continuare a cimitirului obștesc de vis-a-vis de Biserica Sfântul Ilie din cartierul Nicolae Bălcescu, de pe strada Cucutei. În continuare, pe 2 hectare ale primăriei municipiului Roman, am amenajat un cimitir și el a devenit operațional, în momentul de față este în funcțiune. De asemenea, a avut loc, începută încă în urmă cu 3 ani de zile, restaurarea Bibliotecii George Radu Melidon. Un monument de artă, un monument istoric, o bijuterie arhitectonică a municipiului Roman, ea a fost inaugurată în acest an și a avut lucrări multiple de consolidare, de reabilitare, de restaurare și de modernizare. De altfel, biblioteca ca și instituție s-a mutat în vechea clădire reabilitată, având termen ca până în luna noiembrie să poată fi finalizat întreg inventarul, cartografierea, lucru care nu s-a mai făcut de la înființarea bibliotecii. Ceea ce credem noi că aduce un plus de imagine, atât din punct de vedere al monumentului istoric, cât și a instituției care își va desfășura activitatea pe temeiuri corecte și realiste. De asemenea, suntem în fază finală cu reabilitarea, consolidarea și modernizarea Colegiului Național Roman Vodă Corpul B. După ce în anul 2011 am dat în funcțiune Colegiul Național Roman Vodă Corpul A, pe un proiect desfășurat cu Banca Mondială prin Ministerul Educației Naționale, un proiect de peste 1 milion de euro, în acest an vom finaliza Corpul B, fostul palat, Sturza Cantacuzino, o clădire monumentală care va fi inaugurată în prima parte a lunii septembrie, astfel încât copiii să-și poată relua activitatea în această clădire care așteaptă de prea mult timp. Și spun că așteaptă de prea mult timp, mă refer de prin anii 2000. A început la nivel de proiectare, apoi prin 2005-2006 a început ca și nivel de construcție, a avut o perioadă neagră în care a înghețat, am reușit să obținem fonduri europene și să o reabilităm, sigur, în cofinanțare cu sume de la bugetul local. De asemenea, un obiectiv de care romașcanii sunt foarte mândri, dar și eu ca inițiator al lui, a fost complexul sportiv și de agrement Moldova, în care se află și strandul municipal și care a avut 10.000 de aprecieri pe Facebook, pe rețelele noastre de comunicație, atât din țară cât și din străinătate. Vreau să vă spun că din acest punct de vedere, acest punct de atracție și-a dovedit deja utilitatea și magnetismul prin faptul că cetățeni din orașele din jurul Romanului deja vin aici. Și când spun, nu mă refer doar la orașele mai mici, cum ar fi Negrești, Pașcani, Târgu Frumos, ci mă refer la orașele mari, cum ar fi Bacău, cum ar fi Piatra Neamț, mai ales cum ar fi Iași. Vă rugăm frumos, poftiți! Bună ziua!
Ne bucură foarte mult acest lucru, acest obiectiv și-a căpătat utilitatea de altă dată, dar o strălucire cu totul și cu totul aparte. În acest an l-am redimensionat, am dublat practic capacitățile, am trecut de la 500 de șezlonguri și 250 de umbrele la 1000 de șezlonguri și 500 de umbrele. Configurarea unui teren de volei pe nisip. De asemenea, am finalizat lucrările la complexul de divertisment Moldova. Tot în această zonă avem zona de picnic, în care în peste 30 de foișoare, care sunt dotate cu poși de gunoi, cu chiuvetă, cu apă, cu canalizare, cu lumină, cu masă, cu scaun, cetățenii își pot organiza diferite activități sau efectiv petrece timpul liber. Suntem în momentul de față în a concepe, după ce am construit o scenă și un foișor de protecție, o zonă, o structură pentru scaune în amfiteatru, în aer liber, astfel încât să putem avea amenajată și o zonă de teatru și de cinema în aer liber. Zonă pe care credem că o vom avea funcțională începând cu anul următor. De asemenea, ne-a preocupat în mod direct revitalizarea mediului de afaceri, susținerea înființării unor firme și atragerea de investitori strategici în Roman, care să conducă în mod implicit la crearea de noi locuri de muncă. Vreau să vă informez, fără falsă modestie, că în ultimul mandat de primar am reușit să înființez în Roman peste 2000 de locuri de muncă. Deși acest fapt nu este în atributul primarului, fiind instituții abilitate guvernamentale care se ocupă de acest fapt, așa cum este Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, prin subsecventele sale, Agenția Județeană și respectiv Agenția Locală, discuțiile, negocierile pe care le-am purtat, ne-au adus succesul aici, la Roma. Și am reușit să aducem unul din cei mai mari investitori mondiali, TRV, firma americană, cu sediu în Michigan, Statele Unite, care are peste 60 de fabrici în lume și care este lider mondial în automotive, care în urmă cu aproape un an s-a unit cu colosul german ZF, devenit acum TRV ZF, una din cele mai puternice firme în tot ceea ce înseamnă producția auto din lume, a doua din lume după Bosch, în întreaga complexitate pe automotive și echipamente, dispozitive auto. De altfel, TRV Airbag Systems are emblema acum pusă pe componente auto a unor mașini de prestigiu, plecând, dacă vreți, de la Volkswagen, Audi, Mercedes, Toyota, Mitsubishi, Fiat. Deci, firme consacrate. În momentul de față, în fabrica din Roman, lucrează aproape 1700 de angajați. Săptămâna trecută am avut o întâlnire cu directorul general a fabricii TRV, în care ne-am informat despre colaborarea noastră și despre oportunități în viitor și despre planuri. De altfel, în acest an, firma TRV va începe construcția unei a doua unități de producție la Roman. Sunt și în posesia planurilor de construcție. Proiectul este dat în lucru a unei firme foarte puternice din Bacău, care a construit, a participat la proiectarea și Arena Mall și a unor obiective importante din țară, care lucrează la proiectarea acestei a doua fabrici, în care vor funcționa și două unități de avangardă în ceea ce înseamnă lucru pe automotive, au două lasere de ultim standard, de ultimă calitate în domeniul automotiv, care vor fi aduse la Roman. Ceea ce înseamnă în mod automat creșterea calității muncii și plus valoare pe produsul final. Există și o a treia etapă,
pe care deja am discutat-o, despre care TRV-ul deja are achiziționat terenul și pentru a doua și pentru a treia. Etapa, o a treia etapă în care sperăm să se poată face capsularea, practic asamblarea și realizarea produsului de la A la Z. În acel moment, fabrica din Roman va putea să aibă peste 2500 de angajați. De altfel, cu a doua unitate de producție se va aduce peste 2000 de angajați. Ceea ce înseamnă un plus pentru municipiul Roman, pe care dorim să-l configurăm și spre viitor ca un centru economic și de dezvoltare industrială puternic. De altfel, vă informez că în ultimii ani Romanul a devenit prima vioară a mediului economic, el producând în județul Neamț peste 55% din PIB-ul județului Neamț. Ceea ce spune foarte mult, pentru că toate celelalte, adică Piatra Neamț, Târgu Neamț, Bicazul, Săbineștiu, produc deci mult mai puțin împreună toate decât Roman. De altfel, o altă investiție majoră care va fi inaugurată în această parte a anului este investiția liderului mondial pe ceea ce înseamnă furnizare de combustibili fosili la nivel indoor, Oscar Dăun Stream. E vorba de un concern important, un concern puternic. Probabil ați văzut mașinile, tirurile lor care circulă în străinătate. Eu le-am văzut și în Italia, și în Germania, și în Franța. Iată că centrul logistic pentru Moldova va fi aici la Roman. El este în fază finală de construcție. Probabil sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie va aduce și inaugurarea acestui obiectiv. De asemenea, o nouă investiție va începe la Roman și vă vorbesc aici despre baza logistică și depozitul central pe Moldova a Lidl. Un mare retail nemțesc care își va deschide la Roman, așa cum vă spuneam, baza logistică și depozitul central, ceea ce va aduce încă vreo 400 de locuri de muncă. Per total, peste cele 2000 de locuri de muncă pe care le-am sprijinit a fi create în mod direct aici la Roman, ne-am propus încă 2000 de locuri de muncă în următorii 2-3 ani. O țintă, cred eu, realizabilă, ținând cont de ceea ce avem pe masa de lucru în momentul de față. De altfel, vreau să vă spun că ne-am preocupat și pentru accesibilitate pentru diferite servicii. Și probabil dumneavoastră știți că în cadrul Direcției Locale de Evidență a Populației funcționează încă din acest an un sistem online de programare. Astfel încât cei care doresc să se programeze pentru schimbarea cărții de identitate sau obținerea primei cărți de identitate se pot înscrie online. Acest lucru este foarte bun și pentru romașcanii care locuiesc în Roman, dar eu zic că este chiar mult mai bun și pentru romașcanii care locuiesc în alte părți, ca dumneavoastră, care puteți încă de afară să vă programați, să vă știți ziua și ora, când puteți să vă prezentați pentru rezolvarea acestor probleme. Ca proiecte de viitor ne propunem în perioada imediat următoare depunerea unui proiect în vederea obținerii unei finanțări europene pentru reabilitarea casei Sergiu Celibidache. Este vorba de casa marului compozitor pe care tot în mandatul meu am cumpărat-o de la proprietari, de la moștenitorii Celibidache și pe care dorim să o reabilităm. Proiectul este gata. În ședința de mâine noi vom aborda... Bună ziua! Haideți, domnul deputat! Am spus că sunteți pe drum, că veniți de la Iași și foarte aglomerat și faceți totul să ajungeți. Vă mulțumim că ați ajuns. Spuneam că de altfel 4 proiecte stau să fie depuse săptămâna viitoare. În ședința de Consiliu de mâine, o ședință extraordinară, vom aproba proiectul, vom aproba documentația tehnică și indicatorii tehnico-economici pentru Casa Sergiu Celibidache, în care dorim să organizăm un muzeu pentru marele compozitor, dar și o sală de concerte. De asemenea, muzeul personalităților romașcane în casa
fostului senator și ministru liberal Manolescu Strunga. De asemenea, două parcuri. Parcul Jora, care se află în partea de vest a municipiului Roman, în proximitatea arterei Roman-Vest, și parcul Zăvoi, care se află în zona de sud a orașului, în proximitatea fostului cartodrom. Sunt două proiecte care și ele își așteaptă depunerile săptămâna viitoare. De asemenea, încă un proiect, reabilitarea clădirilor rezidențiale, un pachet de blocuri pe care dorim să-l depunem tot săptămâna viitoare, tot pentru a obține fonduri europene și a putea demara astfel pe multiple planuri fondurile europene în modernizarea, dezvoltarea și reabilitarea municipiului Roman. Suntem pregătiți cu un nou proiect pentru primăria municipiului Roman. Dorim să reabilităm în întregime această clădire. Ea a fost reabilitată pe bucăți, dar dorim reabilitarea în întregime. A apărut ghidul deja pe reabilitare clădiri publice în dezbatere publică. Așteptăm configurarea lui finală și suntem pregătiți și cu acest proiect să-l depunem. De asemenea, dorim să continuăm extinderea programului de reabilitare de străzi, parcări și alei, program început încă în urmă cu câțiva ani, și încercăm, an de an, să dezvoltăm această activitate. Vreau să vă spun că eventualele creșteri care s-au simțit la taxe și impozite nu vin decât din modificarea codului fiscal prin lege dată de Guvernul României. De când sunt primar, nu am majorat niciodată taxele și impozitele. Deci, din același buget, am încercat să rezolvăm și competențele în plus pe care le-am primit, și vorbesc aici de sănătate, de învățământ, de poliție, de evidență, de cazier, de pașapoarte, toate din același buget. Iar gândiți-vă că toate acestea, venind să se hrănească din același buget, au subțiat foarte mult bugetul pentru dezvoltare. Bugetul municipiului Roman pentru dezvoltare e până într-un milion de euro anual, ceea ce înseamnă foarte puțin. De altfel, prin sumele atrase din fonduri europene, a reușit să dezvoltăm lucrări de peste 50 de milioane de euro în municipiul Roman în ultimii 4 ani. Așa, după cum știți, un obiectiv important pe care l-am terminat în urmă cu 2 ani de zile este microhidrocentrala de pe râul Moldova, o unitate de producție de energie electrică care compensează consumul iluminatului public din municipiu, reușind astfel să ne creeze, dacă vreți, o rezervă în buget pentru alte cheltuieli. Pentru că atât municipiul Roman, dar și România în ansamblu, fără fondurile europene, care din păcate se atrag foarte greu și din păcate în acest an lucrurile au mers foarte greu, ducând la modificări de ghiduri, la modificări de legislație, ceea ce nouă ne-a făcut aproape imposibilă finalizarea lucrărilor pentru atragere de fonduri, pentru că modificările la modificări aduc și updatări a documentațiilor tehnice, a studiilor de fezabilitate și analizelor cost-beneficiu pe care noi le pregătim în vederea depunerii acestor proiecte. Spuneam că doar aceste fonduri pot să asigure în perioada următoare o dezvoltare în ansamblu a României și în detaliu a municipiului Roman. România trebuie să fie conștientă, așa cum suntem și noi, că fără aceste fonduri ar fi un dezastru pentru următorii ani, pentru țara noastră și pentru orașul nostru. De aceea noi suntem pregătiți, așa cum am fost și în exercițiul bugetar 2007-2013, suntem și în acesta. Eram, să spun, 2014-2020, așa cum ar trebui să fie. M-aș bucura să fie măcar 2016-2020, dar cred că va fi 2017-2020. Și atunci e posibil să intrăm iar în criză de timp pentru atragerea fondurilor. Dar sperăm ca lucrurile să se dezvolte într-o perioadă, într-o viteză accelerată, și să putem, într-adevăr, să aducem aceste fonduri. Fără de care, după cum vă spuneam, dezvoltarea este aproape imposibilă. Numai un obiectiv din acestea au costat peste 1 milion de euro.
din cele care vă le spuneam, Corpul B de la Roma în Vodă, Bazinul de Not, Sala Polivalentă de la Colegiul Tehnic Neron Costin, Casa Pâinii, Casa Bunicilor, Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice, Casa Copilului, Biblioteca Sergiu Celi Didache, Manolescu Strunga, sunt doar câteva exemple în care în medie fiecare dintre ele costă peste 1 milion de euro. Dacă le punem cap la cap la bugetul local al primăriei municipiului Roman, înseamnă că ceea ce am făcut noi acum ar fi trebuit făcut cam în 40-50 de ani. Dacă n-ar fi existat fondurile europene. Drept pentru care noi avem o atenție majoră aici și încercăm în continuare să dezvoltăm acest lucru. Mai mult decât atât, dincolo de aceste investiții punctuale, căutăm să mergem și cu investiții de proximitate, cât mai aproape de ușa cetățeanului, ca omul să se poată simți cât mai bine în microcomunitatea lui, de cartier, de bloc, de scară. Sunt foarte importante aceste lucruri și suntem sensibili la ele. Dar sigur că și pe acestea le dezvoltăm funcție de buget, le prioritizăm funcție de importanță, funcție de densitate, funcție de mulțimea cetățenilor care se bucură de un anumit obiectiv. De asemenea, spuneam că în perioada următoare suntem foarte atenți și suntem în negocieri pentru a deschide noi investiții strategice la Roma, pentru a vorbi de noi societăți care își deschid centre logistice sau centre de producție, căutând în continuare, cum spuneam, să înființăm locuri de muncă. Acest lucru trebuie să existe pentru că ne-am dorit, în mare parte am reușit și vrem în continuare ca Roma nu să fie un pol de dezvoltare. Vrem să fie un centru strategic aici, în centrul Moldovei și în acest sens ne dorim și trecem de la politica locală către politica județeană și regională, prin care susținem și suntem, dacă vreți, foarte efervescenți în ceea ce înseamnă construcția autostrăzii Unirii, așa cum frumos a numit-o domnul deputat Cosman Ciuc, universitatea care să autostrada care să lege Iașul de Târgu Mureș și care să lege astfel Moldova prin Transilvania de Occident. Pentru că investițiile vin, investitorii strategici mereu întreabă cum traversează acești munți și cum ajung mai rapid cu mărfurile către vest. Sigur că toate aceste lucruri ne preocupă și toate aceste lucruri sunt în atenția noastră. Am dorit să vă aduc în atenție câteva din lucruri pe care le-am făcut doar în ultimul an, un an și jumătate și ceea ce ne propunem în prezent să facem, dar și câteva idei de viitor. De asemenea, vă aduc la cunoștință și cred că este bine să cunoașteți pentru dumneavoastră, după cum vedeți, chiar m-am pregătit pentru întâlnirea cu dumneavoastră, n-am făcut-o după ureche, ci am dorit să vă informez și să vă fiu util și vă informez că, de asemenea, în cadrul acestui program inițiat și aflat în fază finală, votul în străinătate, vă pot informa că aveți informații pe site-ul www.roaiep.ro. În colțul din dreapta sus apare o casetă cu votul în străinătate. Dând click pe acea casetă, se deschide o fereastră nouă în care se va face înscrierea în registrul electoral. Puteți scoate această cerere de înscriere pe care să o completați și apoi să o trimiteți. Deci vă dau și această informație pentru ca dumneavoastră, colegii, prietenii, rudele, să aibă o informație cât mai precisă pentru că am primit astfel de întrebări. De aceea, prin completarea acestei cereri pe care o scoateți din, pe acest site, conform modelului, o trimiteți și există posibilitatea ulterior de a se face verificarea înscrierii în registrul electoral. Deci, repet, pe www.ro de la România, AIEP de la Autoritatea Electorală Permanentă, .ro, deci România, și
Da, uitați, aveți deja și pe pus și pe proiecție, aveți pe site. Este o altă informație pe care am dorit să vă aduc. În această perioadă a lunii august avem organizate mai multe manifestări. Dincolo de întâlnirea aceasta, avem un festival tradițional de august, numit de noi Târgul de Gustar, care surprinde și zilele diasporei, închinate tuturor romașcanilor care trăiesc, lucrează în alte părți, care vin acasă, și această activitate susținută de Primăria Municipiului Roma și Consiliul Local începe de mâine. Așa încât vor fi aici foarte mulți meșteri populari, veniți din întreaga țară, în care puteți să vedeți diferite lucruri, să vă aduceți aminte de ele, că sunt convins că nu le-ați uitat. Vor concerta seara, în prima seară, Lorena, Ștefan Înășel și Ana Ilca Mureșan. În a doua seară, Floricică de la Munte, grupul folcloric Jitariu, Alesia și Codrii Neamțului. Iar în a treia seară, duminică, Jul, Laura Lavric și Andreea Bănică. Deci trei zile de spectacol, Târgul de Gustar, dedicat și dumneavoastră prin această activitate zilele diasporei. Tot în această perioadă este organizat la Roman ediția nouă a turneului internațional Roman Vodă-Mușat. Intrarea este liberă la sala sporturilor din Roman în perioada 19-21 august. Așadar, organizăm un turneu la care participă ASC Corona Brașov, CSM Bistrița și Juventa Mihalovce din Slovacia. Bineînțeles, și echipa noastră CSM Roman. Deci este vorba despre un turneu internațional. Meciurile vor începe de pe 20 august, începând cu ora 10, până seara. Dimineața va fi ASC Corona cu Juventa Mihalovce, apoi de la ora 12 CSM Roman cu CSM Bistrița, de la ora 5 ASC Corona cu CSM Bistrița, la ora 18.45 vă invit, va avea loc prezentarea echipei noastre cu lotul actual, iar în continuare, începând cu ora 17, meciul dintre CSM Roman și Juventa. Iar a doua zi de dimineață, începând cu ora 10, CSM Bistrița Juventa și CSM Roman ASC Corona Brașov, urmată la 1:30 de festivitate de premiere. O activitate foarte frumoasă, turneul Roman Vodă-Mușat, ediția nouă, pe care pe această cale vi-l dedicăm și vă așteptăm cu drag la aceste manifestări. Au fost așadar câteva lucruri pe care am dorit să vi le anunț, pe care am dorit să le știți și să vă faceți programul funcție și de acestea. De altfel, probabil că urmăriți, pentru că avem foarte multe impresii și comunicăm foarte bine cu, prin pagina de Facebook a primăriei. Vă rog să o urmăriți în permanență, pentru că noi acolo punem tot programul primăriei, tot ceea ce se întâmplă zilnic, săptămânal, lunar și anual acolo. Și astfel e un element virtual, dar foarte important, prin care să vă informăm despre activitățile noastre. În mare, cam asta am dorit eu să vă spun pentru început. Am dorit să fac o informare succintă, dar totuși elocventă pentru ceea ce se întâmplă în municipiul Roman. Voi mai interveni pe parcurs funcție de solicitările dumneavoastră. Ați văzut pe ecran, rulează imagini cu diferite obiective, activități, evenimente din municipiul Roman. Și am să-l invit cu voia dumneavoastră pe domnul deputat Muncul Cosmaciu să vă adreseze mesajul domnii sale, un gând de bine,
și apoi lucruri despre care noi gândim, dar și muncim în această perioadă. Domnule deputat. Vă mulțumesc, domnule primar, domnule viceprimar și dragi cetățeni și prieteni de aceeași naționalitate și de același gând. Mă bucur să fiu astăzi în fața dumneavoastră și mulțumesc, domnule primar, pentru invitație. Apreciez în același timp și această inițiativă care o consider că ar trebui să fie o permanentizare a legăturii pe care trebuie să o aibă autoritățile locale și autoritățile naționale cu românii de pretutinde. Domnul primar, în introducerea dumnealui, din momentul în care am intrat, am auzit că a prezentat foarte frumos și foarte pe scurt proiectele pe care le are în vedere pentru a dezvolta această comunitate. Sunt proiecte pe care dumneavoastră le-ați întâlnit și despre care ați auzit. Sunt proiecte pe care le veți întâlni pe parcursul acestui mandat și a mandatelor pe care le va obține în fruntea primăriei PNL Roman, în calitate de membru PNL și în calitate, în primul rând, de cetățean de bază acestei comunități. Eu nu vreau decât să vă spun câteva lucruri. Trecând de la o latură pragmatică pe care domnul primar a menționat-o prin proiectele pe care le-a avut, consider că această latură pragmatică trebuie completată cu o altă latură, la fel de pragmatică, în cadrul legislativ. Și de aceea vreau să vă aduc la cunoștință, tot ca informare, că în momentul de față, această inițiativă legislativă materializată privind votul prin corespondență trebuie dusă la îndeplinire și îi mulțumesc și pe această cale, domnul primar, dar și dumneavoastră v-aș mulțumi dacă ați mediatiza această inițiativă, pentru că a pornit ca un demers pe care noi l-am avut în momentul anului 2014, în urma alegerilor prezidențiale, când au fost situații neplăcute cu diferiți cetățeni care nu și-au putut exercita dreptul de vot și în urma acelor situații venim în completare cu această inițiativă legislativă. De asemenea, pentru că vorbeam puțin mai devreme de români de pretutindeni, cred că ar trebui să ajungem la un moment în care să ajungem din punct de vedere instituțional, așa cum există primării pentru fiecare cetățean, să există un minister care să fie dedicat românilor de pretutindeni. Consider că cultura, consider că educația, consider că aceste repere pe care ne-am făcut această națiune trebuie să fie puse în cadrul instituțional, în completarea Ministerului de Externe, care să fie în sprijinul fiecărei comunități de români, indiferent de zona și arealul geografic în care își desfășoară temporar sau definitiv activitățile profesionale, educaționale și sociale. Și de aceea cred că această inițiativă ar trebui materializată într-o perioadă următoare și o pregătire amplă împreună și într-un parteneriat cu Institutul Cultural Român, ca să fie pentru fiecare român, pentru fiecare cetățean, statul român aproape, din toate punctele de vedere. Atât din punct de vedere administrativ, atunci când este nevoie și vorbim de latura cu care fiecare ne confruntăm când avem o problemă a schimba, preschimba pașapoarte, permise sau alte aspecte cu care ne confruntăm, dar și din punct de vedere moral și social, atunci când poate în fiecare familie există un deces. Și de aceea o altă inițiativă pe care noi o vom susține este de a găsi soluții legale pentru diminuarea și suportarea costurilor privind repatrierea cetățenilor români care se confruntă cu a căror familie se confruntă cu astfel de situații. Știu că sunt costuri destul de ridicate pentru astfel de cazuri și în județul Neamț mi-au fost semnalate astfel de situații și în acest sens iarăși muncim pentru a demara și a implementa o inițiativă legislativă sau o hotărâre de guvern care să vină în sprijin. De asemenea, dacă este să trecem tot la o latură pragmatică a proiectelor, cred că așa cum domnul primar Laurențiu Leoreanu astăzi aici a prezentat foarte frumos o serie de proiecte pe care le-a făcut, o serie de proiecte pe care intenționează să le implementeze împreună cu întreaga comunitate, cred că statul român trebuie să vină în sprijinul tuturor românilor prin infrastructură. Spunea puțin mai devreme despre Autostrada Unirii, un proiect care trebuie să fie al tuturor românilor și fără de care nu putem vorbi despre unitate și despre dezvoltare. Cred că în momentul de față, cele trei aeroporturi care sunt în momentul de față în Moldova, și mă refer Iași, Suceava, Bacău, sunt câteva punți de legătură cu fiecare colț al lumii, dar nu sunt suficiente.
o autostradă care să permită un acces facil de la orice colț al Moldovei spre vest, este imperios necesară, dar în același timp și un culoar rapid care să lege Suceava de București, pentru a fi și noi, ca și celelalte țări din Uniunea Europeană, pe același nivel. Cred că aceste fonduri există, cred că doar trebuie să dăm dovadă de maturitate și înțelepciune în actul de guvernare politică, indiferent de culoare și indiferent de partidul pe care temporar sau definitiv îl reprezentăm. Și de aceea consider că un viitor guvern politic ar trebui să aibă acest deziderat ca anul 2018 să fie anul cu adevărat al centenarului Marii Uniri și nu doar o sărbătorire prin medale și diplome. De asemenea, cred că iarăși ar trebui să avem în vedere faptul cu care se confruntă fiecare familie și statul român cu probleme pe care le generează îndepărtarea părinților de copii. Sunt poate părinți care sunt plecați în străinătate și au copii rămași aici. Educația și sănătatea trebuie să fie la fel de importantă și pentru cei care sunt rămași aici și pentru cei care sunt acolo. Și noi, ca și dumneavoastră, suntem plătitori de aceleași taxe și ne dorim aceleași servicii. Timpul vreau să le rezolve cu adevărat și să le rezolve într-un cadru instituțional, pentru ca cei copii să nu simtă absența părinților sau părinții să nu simtă dorul de copii. Și de aceea cred că aceste lucruri trebuie rezolvate prin discuții care să genereze proiecte concrete. Noi, în parteneriat cu societatea civilă și mediul educațional, am avut ca și proiect susținerea și dezvoltarea învățământului dual, învățământ dual care ar putea permite profesionalizarea absolvenților de școli, tocmai pentru a-și găsi un loc de muncă în practică, în câmpul muncii, exact cum spunea puțin mai devreme și domnul primar, aș spune și eu. Putem să atragem investitori, însă nu este suficient. Trebuie să le oferim infrastructură și resursă umană pregătită. De aceea, cum am spus și despre învățământul dual. Iar din punct de vedere al sănătății, cred că aici, oricât de multe lucruri am spune, ar fi prea puțin față de ceea ce trebuie să facem. Pentru că fiecare spital este nevoie să fie susținut pentru a avea dotările necesare, dar mai ales trebuie să ajungem la un moment în care să putem vorbi de reconstrucția 3 spitale regionale pe cele 3 provincii istorice care să poată deservi cu adevărat populația din întreaga zonă. Pe scurt, acestea sunt proiectele pe care vreau și vrem să le implementăm. Avem nevoie la aceste proiecte de păreri și opinii pentru a le duce la bună îndeplinire din punct de vedere tehnic în forma cea mai bună. Și în același timp vreau să vă asigurăm că suntem alături de dumneavoastră, suntem în fața dumneavoastră pentru că vă respectăm și ne dorim ca românii de pretutindeni să fie cât mai aproape în fiecare clipă, nu doar prin internetul Facebook-ului, ci și prin celelalte mijloace de comunicare terestre sau aeriene și care să fie facile. Vă mulțumesc, salut această inițiativă și îmi doresc să ne vedem cu bine și la următoarea întâlnire, care nu ar trebui să fie doar o întâlnire a diasporei, ci aș vrea să fie o permanentizare a românilor de pretutindeni, cum foarte frumos a generat-o și un alt coleg al nostru, un reprezentant al unui județ de bază, județul Suceava, domnul președinte Flutur, și acolo a generat o lună pentru diaspora. Cred că și județul Neamț are potențial, ca și Iașul, ca și Suceava, pentru a genera o lună întreagă pentru românii de pretutindeni. Avem capital cultural și spiritual suficient de mult care să atragă turiști, avem capital cultural și spiritual suficient de vast pentru a promova valorile noastre, avem nevoie doar de unitate în gândire și de același scop comun, adică să fim cu adevărat români. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Și cu voia dumneavoastră am vrea să vă ascultăm și pe dumneavoastră, dacă aveți opinii, puncte de vedere, propuneri, lucruri constructive. Suntem deschiși să fim alături, nu doar vizibil, ci și să ascultăm și să vedem exact despre ce este vorba. Vă rog! Da, rugămintea mea ar fi, dacă vreți să vă prezentați și să spuneți și de unde veniți, până a discuta pe mai departe. Și apoi vom
da? Haideți să începem de acolo, da? Bună ziua, Damas Chir mă numesc, din Roma. Vin din Italia după 17-18 ani de muncă în străinătate. Aș dori să îmi deschid o activitate în oraș și în copiețile tale și de ce am lucrat acolo. Și aș dori să îmi puteți să răspund, dacă puteți să răspundeți, un ajutor pentru noi, noi ăștia care ne întoarcem acasă. Și cam asta. Bine. Mulțumesc. Soțul deja a spus ce a avut de spus. Sperăm să reușim ceva. Suntem sătui de greutățile și străinătate, sigur, cu copii și când ai ajutor noi, nimic. Și cum o vrea cel de sus, să mergem înainte. N-am vrea să ne mai întoarcem înapoi. Câțiva ani destui din acolo, nu este ușor să fii singur prin străini. Și mi-am notat doleanța dumneavoastră și... Nu este, pentru că s-a câți ani chin fără părinți, fără un ajutor, copiii unei, îți mergeai la muncă cu copiii după tine, ori unde copiii aveai cu tine. Dar nu e simplu. Nu este. Cine are copii și nu unul, mai aveam doi. Să vă trăiască. Mulțumesc la fel și dumneavoastră că aveți copii. Știi ce înseamnă. Și ne-am cam săturat. Să ne retragem pe pământul natal, pe pământul ne-am crescut noi. Să trăim cât de cât, să reușim să mergem înainte. Da. Da, am înțeles. Mai departe. Bună ziua, numele meu este Marian Planetaru. Lucrez de foarte mulți ani în domeniul auto, ca și electrician auto. Mulți poate dintre dumneavoastră mă cunosc. Unde? Am lucrat în Roma, 16 ani. Da, acum unde? Acum lucrez în Germania. Germania. La firma. Nu, Germania. Hessen. Oraș asta. Lucrez ca și electromecanic auto și aș dori să mă reîntorc acasă, să-mi deschid o activitate în domeniul auto. Deoarece asta și să fac asta am făcut mulți ani în urmă, aici în Roma, și asta vreau să fac și de acum vreo. Dacă se poate și există o posibilitate pentru aici. Domeniul ăsta, urmată pe care m-aș întoarce acasă. Am înțeles. Dar nu vă zic oraș, sunt din Roma și de 6 ani suntem toată familia în Irlanda. Și am auzit că este ședință și am venit să văd proiectele și tot ce nu e prin oraș. De când n-ați mai fost? Noi vinem anuala. Anual, da. Pe perioadă scurtă, de 2-3 săptămâni. Ne place cum arată orașul. Se vede că vom primi se implică foarte mult și ne bucurăm de asta. Și în Irlanda unde? La 120 de kilometri de Dublin. Într-un orășel Kilkenny. Ah, sunt și copii acolo cu dumneavoastră. Da, da, da. Asta vă face oarecum șederea acolo mai ușoară. Da, 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 da. Că dacă ne ați avea alături, nu cred că ar fi atât de simplu. Bine. Bună ziua, sunt Iacuță Daniela. Sunt, locuiesc în Italia, de 18 ani cu soțul. Am venit în vacanță să vedem pe cei dragi. În ce zonă din Italia? Padova. Padova. Padova, cum se vede? Acolo e la Prato de la Vale, nu? Da, 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 foarte frumos. Dar acum să-mi vedeți.
extracomunitar de toate... Deja nu mai sunteți extracomunitar, că sunteți cetățeni europeni. Da, eu sunt acum... Sunt alții veniți, nu? Da, da. A, acum? Acum au apărut? Da, da, da. Și... Deja înseamnă că s-au schimbat un pic. Da, da, dar e foarte, foarte, foarte greu acum. Da, am lucrat 10 ani și când a început criza în 2008, am rămas fără muncă, soțul încă lucrează. Este foarte greu acum, s-au schimbat din toate punctele de vedere. Și cu timpul vrem și noi să vă veniți spre casă. Și poate o să deschidem și noi activitate. Doamne ajută! Doamne ajută! Sunt puțin emoționat. N-aveți de ce și bine ați venit acasă. Dumneavoastră? Bună ziua, numele meu este Irina Dumărbuț și am plecat din Roma în 2004, sunt 12 ani. Ultima aventură pe care am putut-o la nivel profesional a fost în Tanzania. Am lucrat în Coreea de Sud, am lucrat în mai multe țări, un pic mai strane. Nu sunt numai pe zona europeană. Acum unde sunteți? Acum sunt în Roma. Am terminat ultima experiență profesională acum câteva luni și m-am decis ca experiența pe care am acumulat-o în cei 12 ani în față să-i folosesc pentru a dezvolta niște proiecte, nu cu o bătaie foarte lungă, pentru că n-aș vrea să rămân aici deocamdată, dar am venit acasă să pot iniția niște activități aici. În primul rând vreau să spun că e foarte interesant că s-au făcut foarte multe schimbări la nivel de infrastructură. Asta este foarte vizibil. Dar din experiența mea sau interacțiunea pe care am avut-o cu locuitorii de aici, mi-am dat seama că totuși nu se lucrează foarte mult la nivel social, la nivel de comunitate. Mi se pare că se dezvoltă spiritul acesta de individualism, în care fiecare vrea să-și facă afacere, vrea să fie bine pentru el, pentru familia lui. Se aduce de globalizare. Știu. Asta e adevărat. Nu spun și nu arăt degetul doar pentru comunitatea din Roma. Asta este peste tot, pe unde am fost, toată lumea încearcă să fie bine pentru familia lui. Dar, la nivel de comunitate, asta are un efect foarte nociv. Pentru că mă uitam, de exemplu, în cartierul unde am crescut și unde am, eu stau aproape de școala 1, copiii nu se mai joacă pe afară sau foarte puțin. Părinții că nu-și mai lasă pot să socializeze cum socializam noi când eram mici. Terenurile de sport sunt aproape goale, pentru că sunt închise sau nu sunt modernizate. Nu sunt zone în care se văd vecinii sau locuitorii într-un cartier să facă activități împreună. Există, da, există bătrâni care se aliază să certe pe toată lumea sau să facă un jal de la primărie. Asta se raliază foarte rapid. Dar nu am văzut, de exemplu, hai vecini sau locuitori din cartier să dezvoltăm zona noastră și să facem ceva împreună. Toată lumea așteaptă ca primăria să facă, toată lumea așteaptă ca guvernul să facă, toată lumea așteaptă ca cineva să vină să le facă. Și apoi să vină și să critique. Dar niciodată nu vin, de exemplu, suntem foarte puțini aici. Și suntem foarte puțin tineri. Eu sunt convinsă că sunt foarte mulți tineri care sau au plecat de aici sau care sunt acum prezenți, dar mă aduce interesant să vină. Sau când vreau să discut despre posibilitatea de a face o schimbare, e programul de schimbare de demași la Kaufland la ora. Da, de fire. Să termini lucrarea. Și e trist, pentru că asta este scurt. E foarte scurt, e adevărat, dar asta... Nu mă refer doar la tinerii care au venit acum în vacanță și nu au timp să participe, ci mă refer și la cei care sunt aici în permanență. Și sunt sigură că acești tineri sau noi înșine, chiar dacă suntem în străinătate, nu luăm nicio acțiune, pentru că noi n-am învățat de acasă să fim cu o inițiativă, să le folosim energia, pentru că într-adevăr face o schimbare. Totul se face la discuție de cartier, la poze de stradă, dar nu se face nicio schimbare, pentru că oamenii într-adevăr nu participă. Și unde vreau să ajung, ca să nu mai am mai mult din timpul dumneavoastră, asta trebuie să fie început de la școală, din familie, din cartier. Și asta aș vrea foarte mult ca administrația să se orienteze pentru a dezvolta spiritul acesta de a fi o comunitate și nu numai indivis. Pentru că degeaba avem infrastructură dacă avem oameni care merg pe ei, care trec cu ei pe lângă alții și nu se respectă.
sau nu respectă ceea ce administrația sau ceea ce organizațiile civice sau alți parteneri din comunitate vor să schimbe. Am văzut oameni aruncând, da, sunt din străinătate, vine vacanță și aruncă gunoi în față, lângă coșul de gunoi. Și atunci comentează că România nu e ok sau că România nu e ok. Acă la noi în Italia sau la noi în Irlanda sau la noi nu știu pe unde zile, e totul organizat. Dacă oamenii aceia au ajuns la organizarea pe care au și la respectul și la nivelul de civilizație, pentru că au lucrat pe mulți ani și pe la nivel de bază. Și un alt fenomen pe care vreau să spun, i-a lucrat foarte mult cu domeniul migrației și este un fenomen pe care ne afectează. Noi suntem migranți, nu? Și s-a pus problema refugiaților. Este un subiect care, din păcate, este foarte puțin tratat. Sunt foarte puțini oameni din comunitățile noastre care fac diferența între ceea ce înseamnă să fii refugiat și ceea ce înseamnă să fii un economic, un migrant economic. Și asta pornește din școli. Și aici, dacă acum am înțeles că s-a descentralizat și există oarecare influență a primăriei asupra modului în care se joacă comunitățile Nu. S-a descentralizat doar partea de patrimoniu. Tot ce înseamnă ca sistem educațional este sub egida Ministerului. E foarte important totuși să se menționeze și noastră lucrați la nivel național ca deputat. Ar fi foarte interesant, de exemplu, să se introducă în școli subiecte sau posibilitatea de a se discuta cât de mult despre ce înseamnă multiculturalism. Noi suntem o țară, nu suntem omogeni. Avem foarte multe minorități, inclusiv români. Dar trebuie să pregătim oamenii, tinerii, astfel încât să accepte diversitate. Și mai ales noi, care plecăm în străinătate, și sunt sigură că sunt foarte mulți dintre cei care sunt în străinătate și spun, a, păi, extracomunitar. Da, sunt extracomunitari, pentru că sunt foarte vizibili. Sunt musulmani, sunt africani, sunt asiatici, dar asta nu înseamnă că trebuie să-i tratăm cum noi l-am vrut să fim tratați când noi eram extracomunitari. Pentru că primii dintre cei care arată cu degetul și spun, a, păi negrii ăștia, de ce să vină și ei să vină în Europa să ne cucerească sau să ne ia locurile de muncă? Dar asta pornește de la bază. Când am fost în școală și am spus, m-am prezentat cu elevii, au fost mele învățătoare și învățătoarea a spus că eu lucrez în Africa, au spus, a, unde sunt oamenii aia negri și răi. Pentru că este pornește din cultura noastră, acasă copiii amenință, alii este ia țigan, sau alii este ia un negru. Sau chestii de astea care ar trebui totuși să pornească și să fie cumva echilibrat din educație. Ok. Haideți să vă răspund un pic, da? Mulțumesc. Ați sesizat niște lucruri reale, dar în schimb sunt prea puțin în roman, cunoașteți prea puțin de ce s-a întâmplat în ultima vreme. Vreau să vă spun că eu am lansat încă de primul an de mandat aici acest termen care să se însuflețească de mare familie romașcană. Ceea ce înseamnă trăire în comunitate. Vreau să vă spun că în roman există niște evenimente foarte importante care surprind comunitatea de foarte multe ori împreună. Zilele municipiului roman. Sunt foarte multe evenimente, simpozioane, culturale, artistice, educaționale, sportive, sărbătorile mari. Iată cum veți vedea și în acest final de săptămână comunitatea împreună în centrul orașului. Și veți vedea că oamenii relaționează bine, lucrează bine, comunică bine. De asemenea, în aceste partiții ale comunității, minoritățile, nu le-am ținut separat sau neglijat. Ele merg mereu împreună. Am reușit să mergem până acolo încât orice simpozion, activitate sau eveniment a unei comunități, în mod automat, nici nu se mai gândește altfel, cei care organizează cheamă și celelalte minorități. Deci deja s-au creat relații biunivoce. Sunt într-adevăr anumite elemente aduse din cel puțin două motive. Unul din faptul că am trăit 50 de ani sub comunism. Iar dacă știți, am văzut că sunteți mai mult pe parte socială, mai mult pe parte de comunicare. Eu sunt mai mult pe parte reală, care vine și justifică și argumentează, așa cum e principiul acțiunii și reacțiunii în fizică. Da? În momentul în care ai avut nevoie, au fost 50 de ani care te-au deformat,
calculul matematic spune că e nevoie de 50 de ani să te reformezi. Poate nu o să dureze 50 de ani. Dar ați văzut că atunci când Brucan a spus că avem nevoie de 20 de ani să revenim din forma amorfă în care eram, s-a dovedit că cei 20 de ani au fost prea puțini. Ne apropiem de 30 și încă n-am reușit complet. Deci sunt cei 50 de ani care grefează. Vrem, nu vrem. Acei ani au săpat în educație, în conștiință, în comportamente, în atitudini. Iar un alt motiv care vine să justifice starea de fapt este acela al globalizării și a ceea ce se întâmplă. Să știți că și eu sunt un om deschis. Să știți că și eu sunt un om care gândește din perspectiva celui care zice să nu faci altuia ce ție nu-ți place. Dar vedeți dumneavoastră, se întâmplă și foarte multe lucruri reprobabile. Chiar și acest val cu migrația, eu cred că trebuie să fim deschiși, dar trebuie ca totul să fie sub un anumit control. Pentru că de unde ajungem să fim egoiști și să ne preocupăm la nivel celular, de familie sau la nivel de mini-grup? Păi atunci când cineva pune o bombă și te aruncă în aer și ție îți pare rău când vezi la televizor, dacă nu-i propriul tău copil sau propriul tău membru, nu mai gândești atât de tolerant. Deci cred că lucrurile trebuie văzute mult mai atent și dacă ați umblat în zonele în care spuneți dumneavoastră că ați umblat, ați putut vedea că diferențele culturale de educație și de religie dau comportamente dintre cele mai diverse. Este foarte greu să faci miscibil uleiul cu apa. La fel de foarte greu e să faci miscibile aceste cantități de acum care s-au format de-a lungul timpului de educație, de religie, de percepția unor lucruri în diferite structuri ale comunităților. De aceea, în general, chiar dacă liderii mondiali, așa cum a fost și Merkel în Germania, au fost foarte deschiși migrației, ați văzut că populația din Germania nu era fel de deschisă, drept pentru care Merkel s-a dus în cap în sondaje. De aceea lucrurile trebuie analizate din dublă perspectivă. Ele trebuie gândite ca o deschidere, într-adevăr, cum ați spus, și către cei care doresc să, dar trebuie să te gândești și la ei tăi, să încerci să-i protejezi de anumite lucruri. Eu am prins la Paris și vă spun că a fost îngrozit un moment în care era o manifestație de-a dreptul grotescă în care foarte mulți musulmani, negri, arabi dădeau foc la cauciucuri în centrul Parisului, străzile blocate, grenade fumigene. S-a întâmplat să fiu acolo. Am trăit astfel de momente. Și astfel de momente te olipilează pe tine ca vizitator, dar cred că te îngrozesc de-a dreptul pe tine ca și locuitor de acolo. Încât lucrurile astea trebuie văzute, așa cum vă spuneam, și din perspectiva celor care vin și doresc o emancipare, dar s-ar putea sub acest apanaj să se ascundă și embrioni care să dezvolte anti-umanitar anumite evenimente, anumite activități, dar și din perspectiva celor care locuiesc acolo și caută să-și protejeze familiile, copiii. Dar, într-adevăr, poate lumea a devenit mult mai egoistă. Dar poate, într-adevăr, omul a devenit mult mai restrictiv și mai atent cu copilul său. Eu mi-aduc aminte că plecam încă înainte de a merge la școală pe străzi, prin oraș. Cunosc azi părinți a unor copii care duc și iau cu mașina de la liceul Roman Bodă, fiind copilul în clasa 11. Ceea ce mi se pare o nebunie. Dar fiecare judecă în dreptul lui. Până la urmă, aici e și ideea de a fi uniți în diversitate. De a respecta pe fiecare. Și a respecta principiul democrației care spune că fiecare, până la urmă, este liber să facă ce vrea, atâta timp cât nu încalcă legea și nu-l deranjează pe celălalt.
De aceea lucrurile sunt mai sensibile decât o percepție generală. Noi încercăm și lucrăm și în domeniul social, și în domeniul cultural. Avem foarte multe manifestări culturale, artistice, sportive. De aceea, probabil, nu știu, ați participat la un meci de handbal la echipei noastre, deci la Roman. Veniți odată în sală să vedeți ce atmosferă este acolo. Și simțiți comunitatea. La zilele orașului ați reușit să ajungi, da? Ați văzut cam ce se întâmplă. Da, la nivel de comunitate, la nivel macro, e adevărat, se întâmplă și se întâlnesc oamenii. Doar că aș vrea să văd, de exemplu, comunitățile pe cartiere să fie mai reanimate. Pentru că noi am început și aici întâlniri pe cartiere. De 3 ani de zile avem întâlniri în fiecare cartier, de 2 ori pe an. Mergem, discutăm. Tocmai pentru că am văzut că la un moment dat, că pentru fiecare persoană este importantă și o investiție majoră a unui municipiu, ca Romanul, dar interesează major dezvoltarea în proximitatea lui. O bancă, un coș, o alee pentru un om care are un anumit nivel educațional, e mai important decât că am reabilitat biblioteca la George Radu Meridor. De aceea ne îndreptăm și către acolo. Și încercăm. Dar cum ați spus foarte bine, trebuie să fie și feedback-ul. Trebuie relația să devină univocă. Da? În momentul în care este numai dintr-o parte, atunci nu se realizează această colaborare de care spuneați. Și de aceea noi dorim să avem un dialog constructiv care să producă până la urmă lucruri pozitive. Vă mulțumesc și eu. Mă numesc Daniela Rogu, sunt asistentă medicală. Am lucrat în anii 96-99 în Italia, iar noi, familia, din anii 99, suntem în Italia la Torino. După câțiva ani de sacrificii, am reușit să înțelegem meseriile noastre și am vrea, pentru că Domnul ne trage, să ne reîntoarcem acasă. Sunt optimistă și cred că împreună am reușit să facem și proiecte pentru încurajarea afacerii românilor pe vă mulțumesc, cred că este un început acesta. Vă mulțumesc pentru invitație, sunt foarte emoționată și sigur împreună vom reuși să... Doamne ajută! Și vă felicit pentru prezentarea băiețelului dumneavoastră cu papionul în tricolor. Vă felicit și să știți că când l-am văzut, m-a emoționat acest lucru. Și atunci am zis eu, dacă un copilaș poate să vină cu tricolorul la gât, cum să începem noi activitatea fără să ascultăm imnul de stat? Da, tricolorul nostru. Bună ziua! Mă numesc Daniel Rogu, coretor de meserie din Comuna Săvoane. Sunt plecat de 18 ani în Torino, Italia. Vreau să vă mulțumesc pentru onoarea pe care mi-ați dat-o de a vă vorbi. Sunt emoționat. Deci, Nicolas este un vecin, un prezentator de mod. Împreună cu el am lucrat pe scena Teatrului Național din Iași, anul trecut. Este viitorul României, viitorul care îl văd eu, ca e român plecat în afară, unde m-am realizat, unde m-am șlefuit și ce aș putea să aduc înapoi orașului de suflet, orașul unde am copilărit, Roman. Deci din experiențele care le-am avut în afară, ce am învățat, mi-aș dori să aduc acasă, în orașul natal. Ce să vă povestesc? E o plăcere de a fi împreună cu dumneavoastră astăzi, să vă povestesc ce fac eu acolo. Sunt un om care sunt împreună cu soția, suntem oameni realizați din punct de vedere profesional și economic. Și este un mare creator de modă în care recunoscut și la New York, recunoscut și la Brisbane, în Australia, recunoscut și în Africa de Sud.
Vă mulțumesc, nu neapărat un creator de modă. Sunt un croitor, un meșteșugar, fac costumul artizanal, tradițional, ceea ce am inventat-o cu mii de ani în urmă alții. Eu... Frate, modestia dumneavoastră, dar sunteți, să reușiți să ajungeți pe un nivel foarte ridicat în creiere de ce înseamnă croitorie. Vă mulțumesc. Deci sunteți cunoscut. Mulțumesc, mulțumesc pentru recordul meu. Succes! Vă mulțumesc, domnul deputat. Ce să vezi, da. Cu mulțumiri. Sunt emoționat, mă pricep mai mult cu acul cu foarte și decât să vă vorbesc. Nu sunt un bun orator. Da. Mulțumim. Eu vă mulțumesc. Vă rog. Nu am ajuns la microfon. Vreau să mă reținut un pic nouul nostru șef. Cel mic care a reușit afară acum. Am văzut pentru că el deja vă orientează viața de acum. Nu mai. Așa e firesc să fie. Nu mai știm cum era viața înainte deja. Mă numesc Ioana Baiu. Am plecat din Roman, s-au împlinit 6 ani acum. O aniversare așa, dulce amară. Mi-am bucurat măcar că am ăsta fix că s-au împlinit 6 ani de când am plecat, dar am fost acasă. De 4 ani am cunoscut pe soțul meu acolo, în Norvegia. Am plecat cu bursă la studii. După aia, când am terminat master, l-am născut pe soțul meu. Acum 8 luni s-a născut fiul nostru. De fiecare dată când venim în România, avem tot felul de vise, de a porni tot felul de afaceri, de a rămâne pe aici. În momentul ăsta suntem la stare de vise, pentru că șeful nostru decide ce și cum facem și când facem. Mă simt inspirată să fiu astăzi aici, sincer. Pentru că văd pe toți care sunt plecați de mult mai mulți ani decât noi, decât mine. Toți au plecat din diferite motive, dar majoritatea au doar un vis vital, să se întoarcă acasă. Ceea ce și la mine, eu sunt de aici, dar și la soțul meu, deja vedem ideea asta, că se întrezărește. Și, na, momentan suntem doar, promovăm cultura română, promovăm personalitățile rămașcane. Am adus, cred că, peste 50 de norvegieni în orașul nostru până acum, de când suntem. Toți sunt foarte impresionați de cultura rămașcană și de împrejurim ce am văzut aici. În special, acum, na, nu sună grozav, dar de agricultura noastră, dacă vreți să crezi, pentru că în Norvegia nu crește nimic. Dar de ce sună grozav? Ba chiar sună grozav. Sună, într-adevăr, grozav. Pentru mine, da. Pentru alții, m-a fost atât de impresionat de când au auzit. Că le place agricultura la norvegieni. Da, norvegienii au spus că e fenomenal pământul vostru. L-am luat acasă dacă am putea. Nu crește nimic la ei. Nu mai stâncă. Atât. Ei, au și ei fiordurile alea frumoase. Ei, fiorduri, dar știți cum e? Ei nu știu că ceapa verde crește din ceapa de bun. Trebuie să știm și noi ceva și alții să nu știe. Da, într-adevăr, a fost așa. Și după cât timp veniți acasă? Noi am fost foarte des. Ați venit. Fiecare an. Mai ales de când ne-am căsătorit, am făcut și nunta aici, acum și botezul. Bravo, felicitări și mult succes în continuare. Mulțumim. Sperăm să... Ne vedem și mai bine. Doamne ajută. Sigur. Bună ziua. Mă numesc Dorotesca Martura. Îmi pare rău că mă povorbi prea mult pentru că vin de la Denis. Și totuși v-ați făcut timp să veniți. Da, mi-am făcut timp. Felicitări pentru tot ce faceți în municipiul Roman. Pentru orașul nostru frumos. Vin cu un reproș. Domnule primar, avem acolo pe strada noastră, Sugedava, foarte mulți negri. Știți care sunt. Taman că stau în spate de el. Vă rog, tare mult, foarte mult. Nu-i vorba de ei, din spate. Nu cei din sală. Nu cei din sală, nu cei din sală.
în spatele dumneavoastră s-a uitat așa la noi. Am înțeles. Așa. Și venim de la Roma cu dragă inima acasă, ca să ne odihnim, să ne simțim bine. Și tocmai că noi o luăm de zile cât stăm acasă, stăm foarte rău. Muzică, dans, fotbal. Eu nu vin acasă pentru a asculta poveștile lor. Nu? Vă rog tare mult, vedeți cum se rezolvă în strada și pe treaba. Nu pare rău, eu n-am știut nimeni. O să-i dați domnului din spatele dumneavoastră câteva date și o să... Eu sunt 178. Nu, o să-i dați dânsul, o să-și noteze. Așa. Și am și un tabel. Da. Care au... Ne lăsați mie ala, da? Da, 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 cu semnături tot absolut. 1, 1, 2 a luat la cunoștință tot ce am reclamat. Deci vă rog tare. Și a fost un 1, 2? Da, da, a fost, sigur că da. Și păi rog. Ei sunt cei care au atributul aici, în primul rând. Vă rog, ei. Îmi pare rău, eu aș vorbi mult mai mult, dar nu pot acum. Soțul meu a rămas acasă, tot de caul ăsta, nu poate e greu. Că venim și mai acasă, facem probleme. Da. Mulțumesc, felicitări pentru... Vă mulțumesc frumos și vă urez sănătate. Mulțumesc, domnule. Da. Dacă mai sunt... Dacă nu mai sunt, avem un filmuleț al lui domnul Daniel Robu. Un filmuleț care a fost făcut în România. La o televiziune, nu? Așa a fost făcut în Italia, a fost în Italia. A fost în la Bărână, în atelier, nu în discuții la Italia. Și pe lucrurile. Da, și câteva minute am dorit să punem, să vedeți despre ceea ce totuși, iată că și românii reușesc să facă lucruri frumoase și să devină oameni de succes în lume. Da. Dacă reducem un pic de lumină. Doamna lui s-au prins și aici miliardari, vedete americane, fotbaliști celebri. Fără el, lumea modei ar fi mai săracă și costumul banal. Italia l-a făcut om, dar inima lui a rămas în țara de baștină, România. Se numește Daniel Robu și e unul dintre cei mai faimoși croitori de lux din lume. Plecat de jos, și-a croit cu migală, ambiție și nopți lungi de muncă drumul spre înalta societate. Și odată ajuns acolo, a început să țeasă planuri mari pentru patria lui, în care ar vrea să se întoarcă, dar nu în orice condiții. Torino, oraș prosper din nordul Italiei. Pe străzi, oameni eleganți. În vitrine, noile tendințe, primăvară-vară 2016. Mergând la gale, tocmai ești pe cale să exclam Italia, patria stilului și a modei. Când brusc îți sare în ochi, o casă cochetă pe care tronează o firmă cu un nume familiar. Sartoria Robu, în traducere, croitoria Robu. Confuzia crește când în fața vilei vezi trăgând o dacie. Din ea coboară un domn elegant îmbrăcat într-un costum impecabil. Robu e el, Daniel Robu, român din Săvăoan, neamț, devenit profesor de stil pentru italieni. Din atelierul lui ies costumele pe care le-am admirat prin vitrine. Nu toate, doar cele cu aspect de operă de artă, adică și frumoase și scumpe. O stofă de calitate înaltă. Aici vorbim de 800 de euro la metru linier. Un costum așa, 3-4.000 de euro. 3.000 de euro, 800 de euro, 1.500 de euro ne vorbește despre sume, caracteristici, detalii tehnice, mătăsuri, cașmiruri, lână, pasiunea îi se citește în ochi, în glas, în gesturile delicate cu care mângâie materialele. Stofe de înaltă calitate. Deci... Nu ești mai simplu. Acum înțeleg.
ei, și din aceste țesături fine, de-ți e și teamă să le atingi, Daniel Robu croiește costume care ating perfecțiunea pentru oameni bogați, foarte bogați, oameni care la Torino cumpără dintr-un singur loc. Suntem în centrul Torino, piața Castello, în față avem Palazzo Madama, Palatul Reginei. Aici, în centrul istoric al orașului, românul nostru intră ca la el acasă în cel mai pretențios și exclusivist magazin. Ce? E un magazin de lux, în care clienții sunt așteptați cu șampanie la rece, muzică în surdină și încăperi parfumate. Totul miroase a bunăstare. Urmează să iau două costume care au fost în probă. Eu l-am vândut pe ori 1500. Prețul aici bănesc că depinde, îl vând și la 2500, depinde cum e prinde. Să-ți vinzi marfa într-un astfel de loc, ni se spune, înseamnă să-ți fi atins culmea profesională ca designer sau croitor. Pentru că de aici nu cumpără decât starurile. Aici avem tricouri cu toți clienții magazinului, jucătorii de la Juventus, o parte din ei sunt clienții mei. Fotbaliști, politicieni, actori de la Hollywood, prinți, șeici, miliardari, au acasă în dulap măcar un costum cu eticheta Sartoria Robu. Fiecare dintre ei, client fidel și cu pretenții, dar pe deplin satisfăcut de talentatul croitor român. Le va povești și să simte bine. Restul nu-l interesează, trebuie să fie atent în jurul lui, să-l îmbrase cu imbol, de ce modifică sunt de fără? Solo la manica, mă stăm pe restul perfect. Grazie. Dar cum a ajuns acest român din Săvăoani să dea clasă în patria modei și să devină furnizor de costume pentru cei privilegiați? Povestea începe pe vremea când el era doar un puști de 6-7 ani și alerga pe ulițele satului său din Neamț. Am fost trimis de un vecin să ridic o pereche de pantaloni de la un coritor și acum am în... nas mirosul ăla de cârpă arsă, fierul ăla cu jăratic, cum bătrânelul călca pantaloni. Și acolo zic, wow, i-am zis că am descoperit America. Curând după aceea, croitorașul cel viteaz a început să măsoare, să taie și să coasă tot ce-i pica în mână. Îmi aduc aminte, la vârsta de 10 ani făceam șorțuri pentru mama, sacoșe de pânză, cârpeam pantaloni de lucru pentru tatăl meu. Mai știți ce mașină era? Da. O am aici, o mașină de cusut Unimar, primită zestră din partea Unișor. E o mașină de cusut sovietică pe care o ține și azi la loc de cinste în biroul lui din Torino, ca să-și aduc aminte de țară și de momentele care nici nu visa să fie ce e astăzi. La Săboani, în anii 95-99, îmbrăcam majoritatea mirilor, nașilor. A ajuns celebru în tot Neamțul, dar voia mai mult. Și când a văzut într-o vitrină de la București un costum care venea preturnat, a înțeles care e drumul. M-am dus la magazinul Mirea, mi-aduc aminte, am cumpărat un costum și am început cu o lamă să desfac bucățică cu bucățică. Aveam nevoie să îmi fac tipară ca București, cum arată bine. Deci acolo era altceva. Era perfecțiunea. Perfecțiunea, la asta tângea. Țesătură, culoare, croială, totul să fie fără cusur. Și poate că și astăzi ar fi stat în bunăstarea pe care începuse să o capete în Săvăoani, dacă nu i-ar fi croit drumul, din neatenție, un funcționar corupt. Evident. Când trebuia să faci declarația venitului, venea inspectorul, trebuia să-i coși mai mult decât trebuia să dau impozit statului. Eu statului meu nu-i dădeam impozit, îi pusam respectivului. Și acum stai un pic, că ceva nu e în regulă, trezește aici. Am căutat să fug de România, din seriozitatea și din lucrurile murdare care se întâmplau în jurul meu. A riscat totul și a plecat în Italia. Inițial, patria modei l-a copleșit, pur și simplu. Când am ajuns la Torino, nu știam cum să pășesc pe stradă. Vă spun că aveam emoții să mă apropii la poarta croitoriei și să spun că eu sunt croitor. Dar am trecut peste și l-am mulțumit. L-au primit și l-au învățat totul. Limba, mentalitatea, croitoria de lux. La început, unul m-ar fi întrebat, dar ce-ai cusut în România, saci? Croitoria care făceam în România se numește prăjitură pentru mine, comparată cu ceea ce fac acum aici.
tehnicile de a mânui stofa, de a o mânui, de a o lucra, de a o călca, de a o prinde cu arcul. Aici m-am perfecționat în Italia. După doar câteva luni a pornit pe cont propriu în aventura vieții lui, croitorie la comandă. Și-a instalat mașinile de cusut într-un subsol umed și grasios, unde, recunoaște deschis, îi era cam rușină să invite clienți. Masa cu care și-a început cariera de lux stă și acum, tocită de zilele și nopțile în care era aplecat asupra ei cu creta și foarte ca în mâini. Vedeți, masa asta s-a consumat și și-a spus investiția banii, s-a amortizat, dar nu vrea să o distrug. O vreme i-a fost greu să-i convingă pe italieni, pentru care croiala și moda sunt sacre, că un român din Săbăoani îi poate face să arate perfect, dar a avut norocul să dea peste oameni cu inimă mare și ochi versat. Eu am avut mult de învățat și de la grețile. În Italia au cultura de a se îmbrăca la comandă. De mici sunt puși la coitor. Când îi prezinți clientului o stofă, trebuie să-și povestești cine a produs-o și ajungi să te întrebe și de la ce oaie provine lumea. Cel mai dificil însă i-a fost să obțină recunoașterea Academiei din Roma, un for aproape impenetrabil care are misiunea de a păstra cu sfințenie tradițiile și standardele în croirea costumului. Mi-aduc aminte că toți se priveau și ziceau, cum adică un român în Academie? Dar nu întâlniseră românul potrivit. Cu îndârjire a croit până i-a convins. Și în 2011, săbăoanul Daniel Robu făcea istorie. Produsul meu defila pe scenă. Maestrii croitori îl analizau, îl deschideau și au zis că, ok, românul ăsta e priceput, e bine să stai alături de noi. Acceptarea în cadrul Academiei Croitorilor la Roma mi-a adus un plus de imagine. Comenzile au început să curgă, notorietatea să-i crească, produsele să-i fie vânate în toată lumea. Sartoria Robu a ajuns un brand italian respectat, dar în croitoria lui se vorbește și se muncește românește. Echipa mea, majoritatea sunt români, pentru că ei sunt dispuși să facă sacrificii cum fac eu. Tinerii italieni o duc prea bine și nu mai sunt dispuși să... Iar pe el, dacă îl întrebi ce e, răspunde simplu... Român. Eu italian vă sunt. O spun cu mândrie, cu plăcere, sunt român. Mulți mă întreabă, și cum, de atâția ani, de 17 ani în Italia, nu ți-ai luat cetățenie? Și le răspund, nu, de ce? La ce trebuiește cetățenia italiană? Și, deși țara lui nu i-a dat posibilitatea de a-și întinde aripile cât ar fi vrut și ar fi putut, Daniel Robu nu ratează nicio ocazie de a trage după el, oriunde s-ar duce, România și croitorii români. Cum a făcut anul trecut, când a fost invitat să reprezinte Italia la Congresul Mondial al Maestrilor Croitori din Finlanda. Am zis, de atâta timp cât sunt cetățean român, nu se poate să-mi scriu și România. Am prezentat România pe scenă alături de fica mea, cu costumul tradițional, ca țară nouă intrată. Și mai are ambiția să pună acasă piatra de temelie a unei tradiții, înființând o Academie a Croitorilor Români. Ceea ce fac aici, în Italia, pentru italieni, pentru noi toți, de ce n-aș duce și acasă? Depărtarea de țară mă face mai patriot. Mă agăț de simboluri. Caut să promovez România prin tot ce pot eu să așez la mașina de cusut și să reprezinte România. De dor și de drag, în fiecare an, în preajma Zilei Naționale, stă în atelierul lui din Torino, croind sute de papioane tricolore pentru românii din Italia. Dragi români, cei care ați rămas acasă, nu înțelegeți cât de mult valorează simbolul ăsta pentru noi plecați, noi diaspore. Iar la evenimente importante, flutură cu speranță simbolul patriei sale, un drapel uriaș de 9 metri lungime. Să fim mândri că suntem români oriunde în lume. Daniel Robu e un mare patriot, dar și un mare înțelept. El știe bine cum arată astăzi țara lui și nu cade în capcana idealizării. Am fost nevoit să plec de acasă pentru că persoanele care conduceau România la timpul respectiv nu ne-au îndrumat pe noi spre drumul care trebuia și ne-au dezamăgit.
pentru asta românii din diaspora nu se îngrămădesc încă la porțile României. Românii sunt toți dornici de a se întoarce acasă. Însă așteaptă cu răbdare acel moment în care România va fi gata să primească înapoi oameni ca el. Iar când va reveni acasă și a propus deja, își va împlini și ultimul mare vis. Unul care nu depinde nici de el, nici de puterea lui de muncă și nici de voința de neclintit. A bătrânețe mea o văd în comuna natală cu o școală de proiectori și când mă vom vedea. Până atunci stă cu sufletul împărțit între două țări. Una în care s-a împlinit și alta care mai mult i-a luat decât i-a dat, dar căreia îi face cinste de fiecare dată când rostește răspicat, sunt români. Da. Felicitări și iată un moment de cotitură prin care poate fi gândită punerea unei pietre de temelie și aici, în România, și când spunem aici în România, ne referim aici la Roma. Da? Am văzut că sunt de asemenea și pe domeniul electric și pe domeniul de prelucrări. Eu mă gândesc în perioada următoare să stau un pic de vorbă cu consilierii mei, cu aparatul de specialitate și să vedem dacă nu putem crea o pârghie legislativă locală prin care, așa cum am acordat, dar în baza unei legislații naționale, teren sau spații tinerilor căsătoriți până în 35 de ani care doresc să-și construiască o casă și avem un astfel de mijloc de a rezolva aceste probleme la Roma, să vedem dacă nu putem face și pentru cei care se întorc și doresc să dezvolte o activitate aici, la Roman, să sprijinim aceste inițiative. Ne vom preocupa în perioada următoare, vom analiza și eu am să rog pe colegii mei să dea o foaie în care să scrieți numele, numerele de telefon, mail-urile, să le avem aici notate și să putem ține legătura și funcție de evoluție, să vă informăm astfel încât oportunitatea de a reveni să fie una reală și constructivă. Chiar dacă, de exemplu, la noi, având teren și încercăm, ne batem, am două luni de zile de când mă chinui peste tot, sunt lucruri care nu reușesc să le fac. De exemplu, pe zona care, pe poligonul... Da, dar dumneavoastră, dacă aveți teren, să înțelegeți niște lucruri. De exemplu, avem un teren, dar este teren agricol. Terenul trebuie scos din activitatea agricolă. Nu-ți dă niciodată furnizorul de energie sau de utilitate o finanțare către un obiectiv undeva în mijlocul unei tarlale. Trebuie căutat ori un schimb de teren. Trebuie căutat să vii, de asta toate orașele au zone industriale cu terenuri dedicate unor astfel de activități. Deci trebuie să încercăm, așa cum ați spus, că e și afară, pentru că, hai să vă mai spun un lucru, n-am vrut să-l spun, l-am avut în cap, dar acum îl spun. Plecăm noi romașcani sau noi români, plecăm afară. Când ajungem afară, în alte orașe, în alte țări, reușim foarte rapid să ne subscriem comportamentelor, legilor, atitudinilor de acolo. Imediat cum ne întoarcem în țară, așa cum a spus foarte frumos și domnișoara, ne întoarcem și uităm acele lucruri. Acolo, dacă respectăm legi, viteza de a circula pe localitate, că știm că vin carabinieri sau cine vin și zvrastici, aici în Roma, nu mai, în România nu mai respectăm viteza, dar acolo aruncăm gunoiul la coș, pentru că știm că amenzile sunt drastice și nu ne jucăm. Aici, cum spunea domnișoara, să aruncă gunoiul lângă coșul de gunoi. Iar dacă e o legislație pe care acolo o respectăm, fără să o discutăm sau să crâcnim, aici când venim ne gândim dacă nu am putea ocoli sau încălca legea. Trebuie ca aceste atitudini pe care le aducem de acolo, nu să ne le schimbăm odată ajunși acasă, ci din contra să le păstrăm și să încercăm să le implementăm și celorlalți. Pentru că altfel,
tot ceea ce am văzut de afară și tot ceea ce credem că am învățat este degeaba. Trebuie să înțelegem că peste tot este o regulă, este o lege, este o disciplină. Eu asta am căutat să implementez în timpul mandatelor mele. Să înțeleagă că nu mai face cine ce vrea, cum vrea și unde vrea, ci respectăm niște reguli și căutăm să sprijinim oamenii, dar în cadrul unei matrici a legislației, a regulamentelor, pe care odată adoptate le și respectăm. De aceea explic că sunt cazuri și cazuri. Una e să vrei, alta e să poți, alta e să și te circumscrii în cadrul legislativ existent. Pentru că v-am spus, și eu pot să am o porțiune de teren în mijlocul unei terare. Nu înseamnă că acolo am mai avut pe cineva odată la audiență și a zis, domnule, terenul meu. Eu mă apuc și-l construiesc acolo. N-ai cum să-ți construiești niciodată. Ăla e teren cu altă dedicație. Sunt terenuri pentru construcții, se numesc zone rezidențiale. Sunt terenuri pentru dezvoltare, zone economică, acele se numesc parcuri industriale sau incubatoare de afaceri, sau chiar zone industriale, așa cum au în general municipiile. De aceea încerc să explic că nu putem face ce vrem fiecare unde vrem, ci trebuie să facem unde se poate să se facă. Iar în acest sens eu voi căuta să creăm un mecanism în care să vă sprijinim, dar așa cum v-am spus, subscris unei legislații existente. Ok? Da. Ați spus că am văzut cu interes. Da, dacă le regăsim, da. Cu neregulile și se fac. Se fac, așa e? Se fac. Deci eu, de când umblu cu hârtii și astea, vă garantez cu inima pe inimă că se fac și sunt. Se fac, vi le spun când vreți dumneavoastră. Se fac și în momentul actual. Aici, în primărie și unde. Păi aici trebuie să ne sesizați în momentul în care dumneavoastră, dacă aveți un caz concret. Aici suntem de față cu toată lumea. Am venit la dumneavoastră pentru părculețul de copii. Pământul respectiv, nici în momentul de față, cine îl deține, că știam ce se întâmplă cu el, e așa o încurcătură că nu ți-o descurcă nimeni. Pentru că este cineva cu o funcție care lucrează în Ministerul Apărării Naționale, nu dăm nume și asta, dar nu se face așa. Deci nu putem lua cu japca pe românește de unde e, că e pământul primăriei. Nu se poate. Am avut probleme cu o persoană să mut gardul unde am casa, că era cumpărat de la primărie. De 3 ani de zile și în momentul de față am fost la doamna Ana Maria, a venit din nou, a măsurat, este o lună jumătate, umblut din ușă în ușă, zic, vă rog frumos să-mi dați ceva la mână, că s-a măsurat și sunt în regulă. De o lună jumătate. Domnul... Da, și da, domnul Toate, că am fost și zilele trecute la domnul Toate. Și dacă ați fost zilele trecute, ce soluție? Nu, eu am fost, eu vin în continuu. După că s-a făcut o măsurătoare cadastrală, domnul Giuciulă trebuie să o scoadă ca lucrări indicată în concediu și le-am spus la oameni cum vine, îi dăm... Ai la OCPI, CPI da. Lucrare, da? Da. Deci da, este mai bine de o lună jumătate... Dar durează 30 de zile cel puțin că nu e în concediu la OCPI. Durează, nu depinde de noi. Dar de ce 3 ani, domnul primar? De 3 ani în fiecare an am avut aceeași problemă. Eu n-am cunoscut-o, eu acum au. Deci de 3 ani, doamna Ana Maria știe. Deci este ceva de nedescris. Pentru că sunt legăturile care sunt, îmi pare foarte rău, pentru că eu îmi rup oasele, mi le-am rupt în afară, ca să pot să-mi cumpăr ceva. Dar terenul e a dumneavoastră? Da, e proprietate personală, cumpărare. Aveți, aveți act de vânzare, cumpărare? Tot, ca da, a... și atunci care e problema? La asta este o problemă. Deci nu tot a, e o problemă cu vecinul. Da, e o problemă. Pentru că vecinul spune că a cumpărat de la primărie. Zic, la primărie ți-a dat pământul în curte la mine să mut eu gardul? El s-a trezit după nu știu câți ani și a făcut doamna asta. Doamna, este corect. Doamna are documentația care stă încabolată, tot corect. Nu poate să intre peste el. Explicat sub domnul respectiv, nu are ce vota. Atunci nu ți-ați măsurat și doamna să treabă. Păi a venit la măsurat, dar zic, dați-mi o foaie la mână, că nu se mai poate, că tu m-a amenințat, că mă duce, îmi dă tulburare, te potesc. Cine? Vecinul? Da. Și am zis că nu, zic, du-te unde vrei, că eu vă spun, de asta am fost la piatră și am văzut harta cadastrală. Când am venit aici și am spus că am fost la piatră, o să de ce am fost la piatră? Că piatra nu are nicio treabă. Zic, dar românul de cine aparține? Nu de piatra? Nu. Nu, nu se aparține românul de piatră. Și treaba e românul de piatră.
Și de ce mi-a dat harta cadastrală și am văzut... La OCPI? Sau unde? La OCPI, unde de Piatra? Păi, neamț. La... Ești la județ? Da, la județ am fost. Da. A, și de acolo a rămas să scoată lucrarea, să o trimită, nu? Da, da, am făcut domnul Giuseppe din nou scoare, dar n-are ce să facă acela, pentru că este intabulat și coordonat de stelul exact când s-a arătat. Deci nu are probleme. Au zis că n-am, dar e poveste bună. Din persoana respectivă are mai multe bucăți. Vă spun așa pe față, nu se poate. Nu se poate. Are mai multe bucăți acolo? Da, care e pământ a primăriei. Dacă treci pe acolo... Acolo a fost, s-a făcut un schimb cu primăria de teren și are un teren acolo. Și mai sunt niște suprafețe care sunt ale primăriei. Asta proprietatea primăriei. Nu a lui. Și le deține că dacă pleci, trimit copilul să-mi iau o pâine, să nu treacă pe primăverii, că știți cum e circulația, te fugărește și îți dă și în cap. Dar trebuie văzut și monitorizați acolo exact situația și să-mi informați și pe mine cu rezolvarea ei. Bine? Ce să facem? E greu, el stă pe scaun, vin toate de-a gata, dar să fi fost ca mine, să stea să-ți rupi oasele pentru să poți veni acasă. Nu se poate. Am zis, suntem oameni cu toți. Vă rog frumos, în termen de o săptămână, să avem toate datele și rezolvată problema acolo, zonă și să fie raportată situația. Bine? Vă mulțumesc frumos. V-am zis, sunt 3 ani de când fiecare an când vin, eu trebuie să plătesc pentru să vină din nou să mă măsoare, să fac la verificare, ca să-i arăt că nu am ce să... Se arătați vecinului. Da, și nu o scotem la capăt cu el. Bun, dar dumneavoastră aveți, că acum intrăm și grefăm întreaga acțiune pe problemă personală, ceea ce nu-i corect față de ceilalți oameni. Dar dumneavoastră aveți acolo împrejmuit terenul? Da. Păi și dacă aveți împrejmuit, care e problema? Trece pisigar noaptea la dumneavoastră în curte? Nu, dar vine zi de zi multă gard, că eu am cumpărat de la primărie. Zic, dar primărie nu are... Dumneavoastră aveți gard făcut? Da, da. Și cum îl mută? Păi a insistat, deja câțiva vecini tot amenința, a mutat gardul. Dumneavoastră l-ați mutat? Nu. De ce l-au mutat? Vecinii au cedat. Vecinii au cedat pentru că făceau presiune asupra... Vreau o informare exactă despre ce este acolo și să fie rezolvată pe direct de situația. Iar dacă faceți văcar serios acolo pe hotarul dumneavoastră, că nimeni nu vă spune nimic. Conform schiței, faceți văcar. Aveți, dacă faceți gard din beton cu stâlpi, cum să-l muți noaptea gardul? Cum să-l muți? Bine, că el este cum a fost făcut la început. Păi nici voi nu prea ați fost gospodar, l-ați lăsat așa. L-ați lăsat din muiele. Păi vin la mine acasă, trebuie să muți gardul. Nu, domnul primar, deci noi ne-am gândit să ne întoarcem acasă, să tragem o sumă de bani, să facem activitate, lăsăm asta, nu facem casă, după aia mai mijim cu 20 de ani în Italia și să deschidem activitate. Nu... Gardul... Deci voi să faceți casă sau o activitate? Dar asta e făcut, o am, ce să mai fac? Vreau să spun problemele care le întâlnim, pentru că toți din afară ne spun, băi, nu vă întoarceți acasă, că nu greșiți, o să vă întoarceți înapoi în străinătate, deci nu vrem asta. Vrem să... Reușim să trăim în România. Deci dumneavoastră ați început de la un subiect și ați ajuns la altul. Da, am ajuns la altul. M-ați dus așa. Dumneavoastră vorbiți acum de casă sau vorbiți despre o zonă de producție? A fost chestia că v-am zis cu neregulile care se fac. De la asta am plecat aici, am ajuns aici. Deci eu, că ați zis că nu se fac totul în regulă, totul se merge. Și am zis că sunt nereguli. Sunt în regulile astea sunt și din punctul dumneavoastră de vedere, că dacă îl întreb pe vecinul dumneavoastră, s-ar putea să spună că dumneavoastră faceți nereguli, știți? Lucrurile sunt la mijloc și trebuie calculate și gândite cu o dreaptă măsură. Păi de ce măsură. V-ați zis că eu am umblat și să mi se dea un răspuns? Ok, o să primiți un răspuns săptămâna viitoare, îi rog domnul Bazina să fie rezolvată problema. Da. Și primiți răspunsul. Vreau răspuns în scris pe care să-l semnez eu personal. Ok? Bine? Bun. Și îmi cer scuze că am plecat de la una și păi s-a ajuns. Asta am văzut că am să plecat de la una și s-a ajuns la alta. Da. Altceva? Domnul deputat? Da, pornind de la amintire, pornind de la ce spuneați puțin mai devreme dumneavoastră, aș vrea să, și de la imagini reprezentate și discuții deputate, aș vrea să vă propun, domnule primar, ca dumneavoastră, întreaga echipă, să lucrăm împreună la un proiect de lege
un proiect de lege care să meargă mai departe decât ceea ce înseamnă competența pe care o are Consiliul Local Roman și să gândim într-o viziune națională, pentru că dacă sunt oameni care au zis că își doresc să se întoarcă acasă, e clar că au dragoste de neam, dragoste de țară. Și sunt oameni care au muncit fiecare în afară și ar vrea să găsim soluții ca mandatul 2016-2020 să le oferă această perspectivă legală, indiferent de arealul geografic în care se află. Vorbim de la un exemplu pilot romanul și zona Romanului, ca să oferim acest exemplu și tuturor românilor din alte zone ale țării care n-au putut, din considerente corecte, să fie astăzi aici. Și să lucrăm la un proiect de lege, dacă vreți, în urmă pe echipa dumneavoastră, ca 2016-2020, să le ofere, nu vorbim în afară de facilități, cât de recunoaștere. Pentru că sunt oameni care lucrează de mulți oameni, mult timp în afară, nu știu dacă au asigurări sau nu au asigurări. Poate de acest lucru va trebui să intervenim din punct de vedere legal. Sunt oameni care, ca și cifră totală din punct de vedere statistic, primit peste 1 miliard de euro anual sau acumulează peste 1 miliard de euro, care trebuie să genereze și la nivel individual o stare de prosperitate. Și această propunere aș vrea să o avem, dacă vreți, și dumneavoastră, ca formă de parteneriat la finalul acestui întâlniri, pentru ca noi să reprezentăm în viitoarea perioadă o soluție tuturor oamenilor, cum au fost și cei care au spus pe auto, pe partea de design de instrumentar și nu doar producție, poate la un moment, adică să facem ceea ce este normal, să le oferim în cazul de dezvoltare personală în care statul să fie un rol minimal, dar major în dezvoltarea lor. Cam asta este ideea pe care vreau să o propun. Și mergând spre final, că sunt oameni care își desfășoară foarte mulți, am văzut în activitatea în zona Italiei, era un vorbă, un vorbăr celălalt. În activitate, toate drumurile mergeau la Roma. Aș vrea ca să ajungem, pentru că domnul primar își dorește și îmi doresc și eu același lucru, ca Romanul să devină un pol de dezvoltare economică, socială, culturală, regională, cum este normal, să vorbim pe toate drumurile prin Roman. Asta am anunțat-o la urmă cu 4 ani, când s-a făcut 600 de ani de la Arhiepiscopie, am lansat Romanul, vechea Romă, toate drumurile merg la Roma, dar toate drumurile în Moldova trec prin Roma. Și a fost lansat atunci, acum la 600 de ani. Nu am știut acest lucru, dar vedeți că gândurile bune sunt aceleași. Da. Cam sigur. Acesta este în întâiere mesajul meu și cu răbdare, bună credință, Doamne ajută să ne rămân. Domnul viceprimar, un bel bun, salut pentru ce ai venit astăzi aici. Vreau și eu să vă salut pe toți. Cred că o parte dintre dumneavoastră mai relaționat pe Facebook. Știu ce înseamnă să trăiești în străinătate. Am fost și o perioadă în tine despre ca dumneavoastră. Am luptat să mă întorc acasă. Acum să nu credeți că ai întoarce acasă, tot ajungeți de prima și prima. Ideea e că se poate și acasă, sigur că e mai greu, dar trebuie să ne uităm, trebuie să ne readaptăm la ceea ce înseamnă România și cred eu că la nivelul administrației publice locale din România chiar încercăm să schimbăm lucrurile, chiar încercăm să fim un real sprijin și folos pentru toți cetățenii municipiului Roman, nu numai pentru cei din Roma sau pentru cei care lucrează în străinătate. Ne dorim foarte mult să asigurăm cât mai multe facilități și un acces cât mai ușor la toate serviciile publice și trebuie totuși și dumneavoastră să fiți un partener al nostru, să ne aduceți la cunoștință toate disfuncționalitățile, astfel încât să putem să le remediem și să oferim cât mai ușor și cât mai performant în folosul dumneavoastră. Da, pe final vă mulțumesc și eu, vă urez o zi bună, mult succes în activitatea dumneavoastră, ceea ce depinde de noi vom face, să nu vă înnoiți. Am surprins și propunerile și ideile bune și inițiativele și punctele slabe și criticile pe care le-ați adus societății, comunității,
administrației, vom încerca de la etapă la etapă să fim mai buni și vom încerca să facem de așa până în cât de câte ori veniți acasă să găsiți romanul mai frumos, mai deschis și mai prietenos. Oricum, mult succes și sănătate tuturor! Oricum, foarte, 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 foarte,